cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți... Bună dimineața! Bine v-am regăsit aici pe știri din Neamț, Mesagerul de Neamț. Suntem... trăim perioade și vremuri foarte, foarte urâte și ciudate în același timp. Toată țara este cu ochii pe Piatra Neamț, pe Județul Neamț și în perioada asta niște băieți se joacă de-a politica, se joacă de-a mimatul. Mima, joacă mima cu spitalul din Piatra Neamț. Spital greu încercat după tragedia de acum câteva zile. Haideți să vă spun pe scurt câteva lucruri despre ce se întâmplă acum în zona respectivă. Bine, nu trebuie omis faptul că presa centrală tocmai a anunțat, a dat știrea că medicul Cătălin Denciu tocmai a fost testat, adică a fost testat pozitiv la noul coronavirus. Dar la Piatra Neamț se întâmplă lucruri care n-ar trebui să întâmple. Acum câteva zile, toți politicienii au fost de acord că trebuie să nu mai vorbească din punct de vedere politic despre tragedie și să se ocupe de găsit soluții. Soluțiile nu s-au găsit, ba mai mult, domnul Micu, fostul primar PNL, trecut în PSD și ajuns manager la spital, pe mâna domnului Arsene, deci fostul primar, așa a anunțat demisia. A spus că o și va depune astăzi, până nu o vedem depusă și până când lucrurile nu sunt bătute în cuie, ne putem aștepta la orice, inclusiv la faptul că va rămâne manager până când trece criza. Măcar o săptămână, dacă mai rămâne, ca să aibă o lună întreagă să-și poată lua salariul cu tot cu bonus de manager. Deci, domnul Micu a anunțat că își dă demisia și imediat au început jocurile politice. Domnul Arsene, printr-un comunicat de presă transmis aseară, invită partidele din Neamț la consultări. Adică, pe modelul Klaus Iohannis, Ion Iliescu, Traian Băsescu, când e vorba despre o problemă mare, președintele trimite la consultări. Cheamă la consultări. Mesajul în sine este un mesaj corect. Haideți să ne consultăm, să vedem pe cine punem manager la spital. Când face Ionel Arsene această chemare? În momentul în care este clar că și-a epuizat toate resursele în numirea unui manager și că a dat greș de fiecare dată cu toți managerii pe care i-a propus. De aceea, în timp ce eu vă vorbesc aici, dacă doriți și vreți, vă rog să propuneți și dumneavoastră la modul serios manageri pentru spitalul din Piatra Neamț. Oameni pe care îi cunoașteți, care credeți că ar putea să facă acest lucru, să conducă spitalul. Vă rog, dacă îi propuneți, eu îi voi citi. Dumneavoastră vă rog să propuneți foarte serios, pentru că eu, pe finalul emisiunii, voi face niște propuneri pe gustul, ca să spun așa, celor care a propus și până acum manager. Până atunci însă să vă spun cam cum au fost invitate partidele. Deci, într-o declarație, domnul Arsene spune așa: așa că marți, 17 noiembrie, începând cu ora 9:30 și până la 11:30, fix, vreau să am o întâlnire cu reprezentanții partidelor care fac parte din forul legislativ neamțean, să discutăm împreună asupra celei mai potrivite persoane care să preia conducerea spitalului. Până aici,
exceptând orele alea prin care el le face programul când se vină la consultări, normal era, bă băieți, alo, bună ziua, știți? Uite, hai să ne întâlnim, stabilim de comun acord o oră. Da, cum președintele în general este ocupat, poate să fie și așa. Numai că urmează fraza care este chiar distractivă. De la 9:30 îi aștept pe reprezentanții PNL. La 10 pe cei ai USR, la 10:30 pe MP, la 11 Pro-România și la 11:30 pe colegii social-democrați. Adică vezi, doamne, domnul Arsene se consultă cu PSD-știi ca să numească un președinte, un manager la Spitalul Județean. Banc mai bun de dimineață nu există. Dacă n-ar fi de plâns, ar fi de râs. În rest, e foarte interesant să vedem pe reprezentanții PNL, ai celorlalte partide, stând frumos aliniați, așteptând să intre la domnul Arsene, probabil controlați la unghiuțe, la freză și dacă au măștile corespunzătoare, lându-se-le și temperatura. Deci, este clar că această invitație a fost făcută cu scopul de a fi refuzată și este un demers simplu politicianist pentru a ieși dintr-o înghesuială așa cum se află acum Ionel Arsene. Bun, la un asemenea demers, în mod normal, ar fi trebuit ca partidele politice invitate să aibă răspunsuri pe măsură. Care ar putea fi răspunsul pe măsură într-o asemenea situație de criză cum este la spital? Refuz dialogul? Eu cred că este o greșeală să refuz dialogul. Pornind de la modul în care s-a făcut invitația, e clar că în forma aceea nu se putea discuta. Și primele reacții au venit, USR Plus și Pro-România, cer demisia lui Ionel Arsene să-și asume situația de la spital și refuză să discute în condițiile impuse de acesta. Acuzând că este o mișcare electorală, că este dovada neputinței, că este dovada lipsei de asumare și că, de fapt, totul este doar o mișcare de imagine. Revin. Cum ar fi fost să-i vedem pe acești domni stând la ușa lui Arsene? Dar, din punctul meu de vedere, n-ar fi trebuit să respingă dialogul. Ei ar fi trebuit să răspundă acestei invitații, cu ghilimele invitație, dacă nu s-a discutat înainte să stabilească un program, și să facă o contraofertă, că așa este în politică. Se negociază, mai ales când e vorba de viețile oamenilor. E vorba de un spital greu încercat. Contraoferta putea să fie făcută în fel și chip, dar o soluție ar fi fost. De ce să discutăm separat? De ce să ne întâlnim reprezentanții tuturor partidelor să discutăm? Și să ajungem la o concluzie? De ce să nu stabilim o agendă de discuții? De exemplu, numirea managerului este atributul domnului președinte. Dar domnul președinte are în momentul ăsta toate pârghiile de conducere a spitalului. Adică Consiliul de Administrație este al domniei sale, mai are niște oameni plasați bine prin spital, domnul Dan Vasile Constantin este un factotum, doamna Vasiliu este și ea pe acolo. Deci, o primă condiție pentru a celorlalte partide ar fi fost schimbarea Consiliului de Administrație sau măcar a președintelui și, potrivit structurii Consiliului Județean, care are mai multe voturi pe partea cealaltă decât în dreptul PSD, să aibă majoritate în Consiliul de Administrație. După aceea, negociat, e aberant să spui așa că negociezi legea, dar în Piatra Neamț se negociază și legea,
faptul că managerul să aibă atribuții reale, nu de fațadă. Să nu aibă atribuțiile reale de conducere a spitalului, consilierul președintelui pe probleme de sănătate. Să le aibă managerul. Managerul să-și poată face echipă, managerul să poată să numească directorul economic, să poată numi șeful de la personal, să poată avea contracte reale cu șefii de secție. Cam așa văd eu o asemenea problemă și cred că așa ar fi trebuit să fie lucrurile. Aștept propunerile dumneavoastră. Dacă credeți că aveți vreun nume pe care să-l propuneți să fie director. Până atunci însă, deci, haideți să vedem toate numele până acum propuse. Uitați aici. Dr. Daniela Marcoci, o propunere cu care eu pot fi de acord, dar nu cred că doamna dr. Marcoci, trecând prin spital aproape o lună de zile sau cât a fost ea director și convingându-se că politicul este la putere acolo, va accepta să fie director la spital dacă nu îi se oferă garanția că va fi lăsată să conducă de către cei care i-au oprit pe toți managerii până acum să facă acest lucru. Deci asta este o propunere. Mai sunt și alte propuneri. Discutăm. Uite, este propus și Liviu Harbuz să fie director pentru că are acele studii de conducere a spitalului. Cred că nu ar fi posibil acest lucru, o conlucrare Liviu Harbuz Ionel Arsene, deși ca la nivelul competențelor este clar că Liviu Harbuz s-ar potrivi acolo. O altă propunere. Iosif Kösecki ar fi foarte potrivit să fie directorul Spitalului Județean de Urgență. Daniela Marcoci, din nou. Mă rog, până acum, din nou Daniela Marcoci. Deci se pare că Daniela Marcoci se califică în acest moment, în acest mini-sondaj al nostru pe emisiune. Eu acum, lăsând partea, să spun, serioasă a lucrurilor, dar cu seriozitate, aș vrea să fac și eu câteva propuneri pentru conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Având în vedere că domnul Micu este ultimul manager, cred că domnul Arsene are o listă deschisă de oameni care pot fi numiți director pe același profil. Adică căutăm niște foști primari care nu mai au de lucru sau au probleme. De exemplu, putem să-l aducem manager la spital pentru că a pierdut alegerile, dar se pricepe la asfaltări pe domnul Anton Covasan de la Dămuc. Este o propunere care sunt sigur că va întruni adeziunea celor din jurul domnului Ionel Arsene. Îl putem aduce pe domnul Petrică Zanfir de la Crăcăuani, care și el a pierdut alegerile și mai mult decât atât, tocmai a fost condamnat cu suspendare într-un dosar pe fonduri europene. Deci, ca să spunem așa, are CV-ul asezonat, numai bun să-l punem manager la Spitalul Județean din Piatra Neamț. Bine, cea mai bună propunere de manager, eu cred că ar fi totuși, și eu mi-asum lucrul acesta, Dragoș Chitic. Dragoș Chitic ar fi un manager extraordinar la Spitalul din Piatra Neamț pentru că e clar că se va ști să plătească datoriile spitalului. Deci, știind să plătească datoriile spitalului, este omul potrivit la locul potrivit. Mai mult decât atât, el știe să-și asculte și să execute. De pe vremea când era viceprimarul lui Gheorghe Ștefan, s-a învățat să respecte ordinele. Deci, ar fi potrivit să colaboreze cu domnul Arsene în acest fel. Domnul Dragoș Chitic
ar avea și soluții de finanțare a spitalului, cel puțin pe linie de sponsorizări. Pentru că are cel puțin 5 societăți comerciale pe care s-a sprijinit în timpul mandatului și care sigur l-ar ajuta să obțină fonduri pentru spital. Domnul Dragoș Chitic este pe profilul domnului Arsene pentru că, la fel ca și domnul Micu, a trădat PNL-ul în momentul oportun și a creat o posibilitate domnului Arsene de a-și menține funcția de președinte al Consiliului Județean. Voluntar sau involuntar, nu știm, dar asta nu e așa, îi poate lega și poate închega o colaborare foarte bună. În felul acesta ar fi mulțumiți și liberalii, pentru că ar scăpa de Dragoș Chitic din Consiliul Județean, el dându-și demisia din Consiliul Local. Și s-ar putea colabora cu PMP-ul, așa cum își doresc foarte mulți, sub sloganul Fără Dragoș Chitic. Deci, nu e așa că ar fi un candidat ideal. După aceea, eu vă propun, mai sunt propuneri, de exemplu, o propunere senzațională, o propunere de om aplicat care era, cum să spun eu, toată ziua în spital, când era pe funcție, ar fi Emilia Arcan. Ea nu mai este în Parlament de acum. Când era vicepreședinte și a exprimat dorința să ducă dimineața să facă ciorba bolnavilor, să controleze ce se pune în ciorbă. De pe vremea ei s-au schimbat lucrurile la spital, a grăbit mazirirea lui Lazar și numirea altor manageri, bine, fiind la PSD, la vremea respectivă. Deci, ar fi un om la locul lui. A făcut și niște studii pe la Academia SRI, cred că, sau nu mai știu pe unde. Deci, s-ar potrivi perfect în funcția de manager, pentru că și ea a avut vorbitor cu Ionel Arsene o bună perioadă de timp, iar acum Ionel Arsene ar putea să o recupereze cel puțin din punct de vedere administrativ. Da, cineva mi-a luat înainte, următoarea mea propunere era Vlad Angheluță. Deci Vlad Angheluță ar fi și el un foarte bun manager la Spitalul Județean, în primul rând pentru că ar aplica aici ce a învățat la APASERV. Deci chestiunea aceea cu întreruperile de apă, de curent, de, mă rog, ce ori mai fi întreruperi, ar putea fi făcută creator și la spital, adică din când în când mai întrerupe oxigenul, din când în când mai întrerupe apa, totul, bineînțeles, ca să faci economii. Avantajul domnului Angheluță este că deja este obișnuit cu naveta de la Târgu Neamț la Piatra Neamț, spre deosebire de domnul Micu, care avea reale dificultăți în a-și adapta programul la naveta. Mai sunt multe, multe alte propuneri care ar putea fi făcute pentru conducerea Spitalului Județean de la Piatra Neamț. Mă uit să vedem dacă mai avem propunere aici. Mi se spune cineva, aveți glume în program? Nu am glume în program, sunt glume triste, pentru că suntem acum la al 9-lea manager la spital într-un an de zile. Este o batjocură la adresa tuturor și batjocura asta este din partea întregii clase politice. Acum ar trebui toți să lase la o parte orgolii, să lase la o parte campania electorală. Domnul Arsene spunea zilele trecute, domne, să nu politizăm. Primul care a politizat a fost domnia sa, după. Din păcate, apreciez apelul la dialog, nu pot aprecia modul în care s-a făcut acest apel, iar celelalte partide au mușcat momeala. Au mușcat momeala și au spus, nu ne ducem. Să vedem ce se va întâmpla. O altă propunere, Codruț Munteanu. Păreri, cât timp Arsene va fi la conducerea Consiliului Județean, nicio persoană competentă nu va accepta postul de manager. Cum să vă spun?
Eu nu pot să spun că domnul Juncu nu este o persoană competentă și a acceptat postul de manager. Nu pot să spun că domnul Verzea nu este o persoană competentă. A acceptat postul de manager tocmai pentru că și-a dat seama că trebuia făcut ceva la spital. Dar asta nu înseamnă că o persoană competentă poate să conducă spitalul în condițiile impuse de Ionel Arsene sau de cei care îl sfătuiesc pe Ionel Arsene. Îmi spune cineva că s-a ieșit cu comunicat și de la PNL, nici PNL nu merge, dacă nu am posibilitatea acum, ba da, reușesc să văd și comunicatul de la PNL. Ia, haide să vedem despre ce este vorba. Titlul: Spitalul Județean are nevoie de management profesionist, suntem de acord toți cu asta. Ionel Arsene a făcut prea mult rău pentru a mai putea fi partea oricărei decizii cu privire la Spitalul Județean de Urgență Neamț. Consecințele deciziilor lui au fost tragice pentru nemțenii care s-au găsit sfârșit un loc în care ar trebui să fie salvați. De acord cu PNL, de acord că Ionel Arsene a dat greș în numirea tuturor managerilor de până acum. Toți, și sunt mult mai mulți decât cei 9 de anul ăsta, 2 nu sunt ai lui, ca să fie foarte clar. Poziția asta, politic, este foarte bună. Nu poți să stai la masă cu Ionel Arsene, suntem în campanie, etc., etc. Dar, legal, spitalul este în subordinea Consiliului Județean. Legal, președintele are un cuvânt greu de spus în numirea managerului. Dacă se blochează acest sistem, vom avea din nou un manager numit din pixul lui Arsene, fără ca să avem niște alternative propuse de ceilalți. De aceea am spus că e nevoie de consultări. Nu în condițiile acelea. Dar e nevoie de consultări. Și PNL-ul îi cere demisia domnului Arsene, reprezentați trecutul sumbru domnului Arsene și trebuie să plecați astăzi din fruntea acestui județ de care v-ați bătut joc cu prețul a 10 vieți omenești. Eu aici aș mai fi un pic... cum să vă spun eu, mai atent la număr, pentru că mai sunt și alte vieți care s-au pierdut în județ, în Spitalul Județean, și s-a ascuns totul sub preș, pentru că sistemul este de așa natură. Îmi spune cineva, Ponta și-a dat demisia după colectiv, Arsene ce așteaptă? Mai sunt niște propuneri venite pe chat-ul emisiunii. Liviu Negelski ne spune, domnul Lateș Andrei, Liviu Negelski a fost manager, a beneficiat, ca să spun așa, o perioadă de timp de încredere a lui Arsene, după care lucrurile au luat-o razna. Luigi Bodo, ne spune altcineva, nu cred că domnul Luigi Bodo, cu o carieră, prodigioasă în management, a ajuns la o vârstă, ar putea să intre în acest joc, este o propunere, ca să spun așa, de imagine. În schimb, avem o propunere, a venit și pe... De la spectatori, ascultători, vizitatori și cu care eu sunt de acord, să-l punem manager pe domnul Dan Vasile Constantin. Domnul Dan Vasile Constantin, omul care de fapt a condus spitalul în ultimul timp și care are o mare răspundere acolo și are o răspundere și pentru cum a fost condus spitalul, ar fi ideal acum să conducă aici. Vor fi investiții,
va trebui de stat și discutat cu constructorii. Este o secvență genială, nu mai avem timp acum, dintr-o ședință de Consiliu Județean în care domnul Dan Vasile Constantin, întrebat de consilieri, cum e cu contractul, cu banii care trebuiau dați de la pediatrie unui constructor, a venit și a spus cu foarte multă seninătate. Am câștigat procesul cu constructorul, dar am discutat cu el, o să ne dea în judecată și o să-i returnăm suma care trebuie să-i o dăm. Toată lumea a luat această frază de bună. Adică, tu discuți cu un constructor cu care ești în litigiu să te dea în judecată ca să-i dai banii și ești convins că un judecător sau doi, sau două complete de judecată, vor face ceea ce spui tu atunci în fața consilierilor. Este o situație greu de înțeles. Nimeni n-a reacționat dintre consilieri. De ce? Pentru că toți au considerat că așa este normal. Pentru că mie mi se pare corect să îi se ceară demisia lui Arsene acum după ce au murit 10 oameni. Dar nu mi se pare corect să nu vorbim și despre tăcerile în legătură cu spitalul din timpul mandatului trecut. Atunci când presa scria despre ce se întâmplă la spital. Când după luni de zile după ce mesagerul a scris lucrul acesta, când era un interes politic, am văzut doi politicieni care au ieșit și ne-au spus s-a făcut un control și uite controlul ăsta. În momentul acela i-am trimis un link cu ce apăruse, cu câteva luni înainte. Până atunci pe nimeni n-a interesat. De ce? Pentru că nu era de interes pentru ei. Toate semnalele date de presa din Neamț au fost ignorate cu bună știință de cei care făceau parte din Consiliul Județean. Sau se plângea pe umerii presei că nu avem majoritate. Apropo de domnul Dan Vasile Constantin, mi se spune, vreți să fie incompatibil și în această funcție de director? Nu știu cum ar putea reuși. O altă propunere interesantă. Propun pe doctora Atănăsoaie Iacob Cristina. A fost managerul spitalului și director medical o perioadă de timp. Deci, toate aceste propuneri, cele ale dumneavoastră, cele mai puțin, hai să spun, mai puțin serioase, dar făcute cu seriozitate, cum v-am spus, Dragoș Chitic, Anton Covasan, Zamfir de la Crăcăoani, recent condamnat, cum să vă spun, Dan Vasile Constantin, Vlad Angheluță, sunt propuneri de luat în seamă pentru, de către Ionel Arsene și echipa lui de consilieri pentru a fi numiți manager la spital. Pentru că, v-am spus, fiecare are calitățile sale. Eu înclin totuși spre domnul Dragoș Chitic să fie manager la spital. Ar mulțumi pe toată lumea. Și, de ce nu, am putea vedea acolo în direct conferințe de presă ale directorului, discutând cu bolnavii, cu coronavirusul, cu oricine care intră în direct pe Facebook. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Îmi pare rău dacă v-am plictisit. Dacă nu, ne vedem și mâine dimineață, dacă mai aveți plăcerea să intrați pe Știri din Neamț, la cafeaua de dimineață. Cafea, cum să vă spun eu, benefică pentru toată lumea. La final, să mai fim o dată alături de familiile victimelor care și-au pierdut viața în acest tragic eveniment și să fim alături și de cei care ne conduc, să le dea Dumnezeu mintea de pe urmă, să găsească o soluție la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Cele bune!